Hai mă, prostulăule, ajută-mă să-l bag în mașină. Să-l ducem în centru, să vadă... Mă. Eu nu cred că e o idee bună. De ce, mă, Cosmin? Eu cred că cine trebuie să afle, o să afle oricum. De ce să ne mai punem și poliția în cârcă acum? Poliție? Păi ce poliție? L-am omorât noi? Vezi de prostă. Eu cred... că s-a sinucis. Nu? Ai fost de față. Ai o coadă prea mare după tine. Ce mai ce coadă, ești nebun? Ce să mai dăm cu atâta nea, Gigi? Numele tău e pătat. În plus a început și în ziare să apară una, alta... Da, bă, ce legătură are asta cu afacerea noastră? Una e una, alta e alta. Ce are nea, Gigi? Are. Că e sub lupa lor. Și noi nu vrem să fim sub lupa lor. E campanie, înțelegi? Și acum e momentul să arătăm cu degetul spre corupți. Ce corupți, bă, e... Păi eu intram în față. Voi veneați cu banii din offshore. Voi nu erați... Numele vostru nu era implicat, mă. Bă, începem de la început. Nea, Gigi, nu se poate. Nu se poate, nea, Gigi. Nu se poate. Santa Madonna mi te-a scos în care mă cosmă. Uite așa un fiu și vrut să am ca tine. Băiatul meu perfect. Sărutul lui Iuda. Auzi, zice că a murit ăla Marius Cuțetaru? Dă drumul mai repede! Tați fă în gură că s-a terminat știrea! A făcut tot oceanul că avea nevoie de spațiu ca să-și extindă o afacere de protecție pe cer. Tași dracu de gură! Aolo! Dar ce noroc pe domn Luceanu ăsta! Cum avea el nevoie de o afacere de-asta? Hopa că a murit Marius Cuțitaru și a lăsat lui, uite așa, afacerea mai bănoasă din tot Bucureștiul. Ce noroc pe domn Luceanu ăsta! Asta ai înțeles tu, fă! Dar ce trebuia să înțeleg altceva? Nu, nimic, ai înțeles foarte bine. Ești afară. Ești! De ce te poți mă așa cu mine? De ce mă urăști așa de tare? Pe fetiță. Eu nici măcar nu am timp să te urăsc. Pur și simplu, tu nu existi pentru mine, înțeles? Ieși! Bre, eu am venit ca să discutăm afaceri care să ne ajute să prosperizăm amândoi. Adică familiile la amândoi.